Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au organizat astăzi o ședință pentru dezbaterea publică a proiectului de buget propriu al județului Brașov pe anul 2019. Pe capitolul de apărare și ordine publică avem cheltuielile pe care noi le-am alocat pentru centru militar zonal, cheltuieli materiale și de capital. În cheltuieli materiale, o pondere importantă vor avea la reparații la sediul în care dumneavoastră își desfășoară activitatea. Șansa județului Brașov este că am accesat proiecte din fonduri europene, atât pentru drumul județene, cât și pentru sănătate și în același timp, din economiile făcute din anii anteriori, am prevăzut bani pentru a putea să ducem la bun sfârșit proiectul aeroportului. Cea mai mare sumă a fost alocată aeroportului și anume 185 de milioane de lei. Proiectul de buget este postat și pe site-ul Consiliului Județean, acolo unde apar și sumele pentru fiecare capitol, dar și pentru fiecare investiție în parte, astfel încât să poată fi consultat de toți cetățenii.